Salutare și bine ați venit la un unboxing pe canal. Hai să facem un unboxing la Razer Deathadder de ăsta Chroma. Mi-am luat și un mouse pentru că știți că aveam nevoie când făceam streamuri, de exemplu, și jucam CS în cel mai intens mod, se bloca mouse-ul. E ceva de la fir. Mi-am cumpărat ceva de la Razer, că dacă mi-a cumpărat acum o lună și ceva tastatură de la Razer, să-mi iau și mouse de la Razer. Uitați aici apar propriile de Kenny S aici și ăsta cine e, mă, că nici nu știu pe ăsta să mor, mea, nici nu știu pe ăsta, mă rog. O să fie un pic mai dificil să scot chestiile astea cu o mână, așa că revin imediat. Focusează, perfect. Hai, focusează, așa. Ok, deci cam asta este mouse-ul, așa arată el. Eu acum să deschidem și retardat, cum e asta a făcut. A, are scoci, mă. Dați. Nu, n-am nevoie de cuțit. Am crezut că am nevoie, dar n-am nevoie de cuțit. Ok, hai să nu mă filmez că sunt dezbrăcat la chiloți. Bine, nu-i problemă, că nu, doar nu vedeți, nu știu ce, dacă vedeți niște chiloți, da? Totuși, ar fi de ca să fac un unboxing la o mouse. Asta mi-a bic. Așa, gata. A, s-a rupt și cutia. Perfect. Nu-i problemă, nu cred că dau ăștia schem de la Altex. De la Media Galaxy. Pardon. Așa. Hai că lipim acolo. Cum se desface? A. Stați numai un pic, că e greu să... Gata. L-am desfăcut. Ok, cum vine? Vine așa, desfăcut. A, o, m-am pornit și acum cred că trebuie să-l trag așa de asta, așa? A, uite-l, mă. Și aici, în cutia asta minunată și verde, se află... Stați că țin cu piciorul ca să nu... Minunatul și mirobolantul mouse. Ok, să-l desfacem. Wow! Chiar arată super, super ok. Adică nu... Ia uitați. E un mouse simplu, cu ceea ce-mi doresc eu, un foarte simplu. Aici luminează asta, luminează rotița. Un mouse foarte simplu, nu este nu știu ce, nu mi-am dorit, nu știu ce. Și mi-am luat de la Razer pentru că știți că e o firmă foarte bună de componente, de... Adică, nu componente, că vând și chestii, gen microfoane, vând și laptopuri, vând și PC-uri, dar am zis că un mouse de la Razer ar fi ideal. Să un pic să fiu eu sigur de ceva pe aici, să nu fie... Că știți că ăștia resigilează, dar nu... Până mai uite, și obișnuit, că adică, na, nu e mare diferență dintre mouse-ul vechi și se apropie, se apasă foarte șmecher. Uitați ce șmecher arată. Foarte șmecher mouse, o să-l bag imediat, o să dau video pe bază și o să-l bag în calculator. Imediat, hai să facem și firul. Asta mai un pic, că nu știu cum se desface. Ah, ok. Deci, dacă tot am tastatură, să-mi iau și mouse de la Razer ca să arate frumos. E și Chroma. Prima dată am vrut să-mi iau un... nici mai știu să-mi iau. Nu mai știu să-mi iau. Am vrut să-mi iau alt mouse, dar nu era Chroma, adică nu se lumina logo-ul de la Razer. Asta era foarte de caca, dar uitați că e foarte bun. Și așa, și forma și toate astea e destul de bun. Obișnuit cu el, adică e ca lumea, ca lumea. La la vechi îmi tot sărea rotița, la asta se mișcă fix și aici stă, frate, nu se mai... La la mi se mișca rotița, asta era foarte nostru. Și bine, și e ușor, e foarte confortabil și na. Hai să-l vedem, îl punem acolo. Ce mai e în cutie? Nu mai e nimic. Astea, aia cred că am sticăre, care o să le lipesc. Uite, astea sunt sticărele. Yay, sticăre! O să le lipesc pe monitor, logic, sau pe masă, la barnă. Sticăre. Iupi! Preferate... A, m-am filmat piciorul, mi-am filmat piciorul. Și aici avem ceva. Și asta, mă. We were the first offer among a mouse. Called gaming mouse, așa... Nu știu ce... Perfect! Stați un pic, că nu se focusează așa. Astea sunt stickerele, foarte frumos, foarte frumos. Să le lipesc undeva. Ia și cam așa... A, bravo, frate, și cam așa arată, ia să vedem. Cam așa arată mouse-ul. Deci ăsta este mouse-ul, practic, frate, să la parte. Ăsta este mouse-ul. Noi nu știu ce, atâta. O să se conecteze automat cu Razer Synapse, eu deja am și na. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Ăsta este mouse-ul, cel mai frumos mouse pe care poate să și las și le un gamer care joacă CSGO. Deci, da, ne vedem data viitoare. Bye, bye.